Cinci bărbați, pădurari și angajați ai unui ocol silvic din Gorj au fost reținuți miercuri seara pentru comiterea unor falsuri. Bărbații au primit mandate de reținere pentru 24 de ore și și-au petrecut noaptea în arestul Inspectoratului Județean de Poliție. La data de 1 martie anul în curs, polițiștii specializați în combaterea delictelor silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publică Gorj au reținut pentru 24 de ore 5 bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 60 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în luna august 2022, bănuiții ar fi întocmit în fals mai multe documente referitoare la reprimirea unei partizi de exploatarea materialului lemnos de pe raza unui ocol silvic. Instanța de judecată va decide azi dacă cei 5 angajați ai ocolului silvic rămân în arest sau nu.